În episodul trecut spuneam că omenirea consumă în jur de 4 trilioane de metri cubi de apă în fiecare an. O parte din această apă, cea pe care o folosim pentru uz uman și animal, este de regulă tratată, curățată de impurități. Apa folosită în agricultură și apa industrială este filtrată grosier. Important este să fie apă dulce. Problema este că o mare parte din această apă, din acești 4 trilioane de metri cubi de apă, în urma proceselor umane devine apă uzată. Ca urmare, este foarte important pentru noi să o returnăm în natură cât mai puțin uzată. Despre cum facem asta vom vorbi în episodul de astăzi. Însă, înainte de toate, bine ați venit sau revenit la un nou episod din serialul Călătorii în lumea apei. Tratarea apelor uzate presupune o serie de procese fizice și chimice prin intermediul cărora se elimină total sau parțial elementele ce au contaminat apa. Apele uzate se împart în două mari categorii: ape uzate menajere și ape uzate industriale. Bineînțeles, există și o combinație a acestor două tipuri. Combinație ce se numește ape uzate orășenești sau urbane. Pentru că timpul este scurt, vom vorbi despre tratamentul apelor menajere, tratarea apelor industriale având oarecum același proces, însă este un pic mai specializat, nu neapărat mai simplificat, însă de multe ori lipsesc anumite etape de filtrare sau de postfiltrare a acestora. De mii de ani, oamenii au fost preocupați de eliminarea apelor uzate. De când au apărut primele așezări urbane, au apărut și primele sisteme de management al apelor menajere uzate. Orașe precum Babilon, Mohenjo-Daro sau Knossos aveau preocupări serioase în ceea ce privește sanitația urbană. În Grecia antică, prin anul 500 înaintea erei noastre, destul de multe orașe aveau latrinele publice conectate prin țevi cu bazine în afara orașelor, iar de aici aceste ape erau folosite ca fertilizatori. Unul dintre cele mai cunoscute sisteme de canale colectoare a fost cel al Romei antice, Cloaca Maxima, dezvoltat în jurul anului 600 înaintea erei noastre și era un sistem extraordinar de avansat de colectare al apelor uzate ale orașului. Acest sistem era așa de important pentru oraș, încât a avut și propria zeitate, Cloacina, care patrona întreg sistemul de canalizare, dar și toți oamenii care lucrau la buna funcționare a acestui sistem. După prăbușirea Imperiului Roman a urmat o perioadă lungă de decădere, astfel că abia prin anii 1700 au apărut din nou sistemele complexe de evacuare a apelor uzate din orașe. În Germania, anilor 800 de pildă, orașele aveau deja sisteme de canalizare incipiente, însă au mai trecut 1000 de ani până când acestea au devenit sofisticate, iar apele uzate erau transferate în iazuri și bazine pentru a fi apoi reciclate direct pe terenurile agricole. Tot în perioada aceasta, pe măsură ce orașele au început să se dezvolte, într-un ritm galopant au apărut și procesele de tratare a apelor uzate cu o aplicare directă asupra eliminării pușilor biologici ce ar fi putut genera un risc epidemiologic. Apele menajere uzate de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai toxice și mai periculoase. De ce? Pentru că sistemele de colectare ale orașelor preiau o incredibil de vastă paletă de chimicale și de produși biologici, de la uleiuri, detergenți și pesticide, până la chimicale foarte toxice, dar și germeni patogeni și paraziți. Toți ajung în conductele de colectare ale orașelor. Și tocmai din această cauză, reciclarea apelor menajere este foarte complexă. Mai bine zis, din ce în ce mai complexă. La nivel global se estimează că numai 54% din apele menajere uzate sunt tratate. În statele dezvoltate, procentul ajunge până la 85%. Chiar 100% pe alocuri, pe când în statele sărace procentul este de numai 4-6%. Reciclarea apelor uzate menajere se face în stații de tratare.
Aceste stații de tratare au design și abordări diferite în funcție de necesitățile fiecărui oraș sau, mai bine zis, a fiecărei zone. De la unele orientate către procese mai degrabă naturale, low-tech să le zicem, stații care au o abordare extensivă și orientare către natură, biofiltrare, ce presupune utilizarea unor bioreactoare, descompunerea anaerobă, bazine de decantare, tancuri septice sau tancuri Imhof. Aceste stații sunt ideale pentru apele menajere puțin contaminate, ape din comunitățile în care oamenii au o mai mare înțelegere a aspectelor privind poluarea, dar și un respect un pic mai mare față de natură. Asta este o primă variantă de stație. În alte comunități avem o altă soluție, cea pe care o vom numi, haideți să zicem, high-tech, în care stațiile de tratare a apelor menajere sunt mecanizate, industrializate, se folosesc stabilizatori sau destabilizatori chimici, se utilizează filtrări agresive, iar rezidurile rezultate deja se împart în categorii care pleacă de la foarte toxice până la fertilizatori pentru agricultură. Aceste stații consumă mai multă energie și sunt mult mai restrictive în ceea ce privește relația lor cu mediul înconjurător. Dar, din păcate, în acest moment sunt cele mai utile și cele mai eficiente stații pe care le avem. De regulă, în majoritatea orașelor contemporane, se utilizează o combinație a celor două tipuri de tratare a apelor menajere. Și generic, vorbim de niște etape pe care le găsim cam peste tot în lume, indiferent că vorbim de un oraș din Europa de Vest sau de un oraș subsaharian. În managementul apelor menajere sunt câțiva pași esențiali. Pretratarea apelor. Grătare solide de mari dimensiuni rețin elementele de mari dimensiuni. Deși pare hilar, dar nu este de râs, de exemplu, foarte frecvent din canalele colectoare ale Bucureștiului au fost extrase anvelope auto, bucăți de mobilier, bucăți sau elemente din autoturisme, cantități enorme de textile, cutii de plastic, bucăți de electrocasnice de mari dimensiuni și o mulțime de alte lucruri la care nici nu v-ați fi gândit că pot sfârși în canalizarea orașului. După această etapă, urmează cea a eliminării elementelor grele. Nisip, pietriș și orice alte materiale grele care în mod natural se depun sau îngreunează procesul de filtrare. Un pas important este și îndepărtarea uleiurilor și grăsimilor. Aceste substanțe sunt printre cele mai periculoase substanțe poluante ale apelor. Și tocmai de aceea nu trebuie să aruncați niciodată uleiul la chiuvetă și încercați să folosiți la gătit cât mai puțin ulei sau grăsime. După această pretratare urmează tratamentul primar și anume sedimentarea. Aceasta se realizează în bazine de decantare și preia până la 70% din sedimentele organice sau anorganice. Cea mai importantă etapă este cea a tratamentului secundar, care reduce cantitatea de materiale organice prin utilizarea unor procese anaerobe sau aerobe de filtrare. Aceasta este și un pic mai lungă, această etapă. Practic, acum se elimină cele mai multe elemente considerate toxice. În cea de-a treia etapă se filtrează apa prin filtre mult mai specializate, filtre cu nisip, cu cărbune activ sau microfiltrare prin membrane ori cu bioreactori. În această etapă are loc și dezinfectarea efectivă a apei, adică încercarea de eliminare a tuturor agenților patogeni. Iodarea sau clorinarea sunt procese chimice specifice aceste etape, însă mai nou folosirea luminii ultraviolete, de exemplu, ar putea deveni o alternativă mult mai prietenoasă și economică în această etapă. Tot acum se elimină și nutrienții, nitrații, nitriții și fosforul. Pentru că, așa cum am spus, ceea ce ajunge în canalizare este din ce în ce mai periculos, multe stații de epurare au și o a patra etapă, în care se elimină elementele chimice complexe, precum resturile de produse farmaceutice, care au început să ajungă la canalizare în ultimii ani din ce în ce mai frecvent.
Produsele farmaceutice și medicale, prin complexitatea lor, pun și cele mai mari probleme stațiilor de epurare și au devenit cei mai redutabili inamici ai apei curate. Tocmai de aceea, ca și în cazul uleiurilor ori grăsimilor, nu aruncați în rețeaua de colectare a apei medicamente și nu le aruncați și nici la gunoi. Medicamentele expirate trebuie predate farmaciilor. În România, anual, la gropile de gunoi, de exemplu, și în rețeaua de canalizare, ajung peste 1500 de tone de medicamente. În sfârșit, după ce apa trece prin toate aceste etape, ea poate fi transferată fie în rețeaua de râuri sau poate fi folosită în irigația terenurilor agricole. În unele cazuri, din ce în ce mai frecvente, se întoarce în stațiile primare de epurare și devine din nou apă potabilă. Asta se întâmplă în special în orașele din zonele deșertice. Unele state, precum Israelul, Iordania sau Emiratele Arabe Unite, țări cu un cronic deficit de apă și care prețuiesc apa la adevărata ei valoare, au ajuns la niște procente de reciclare a apei demne de invidiat. Peste 95% din apele uzate ale acestor țări sunt reciclate și reintroduse în circuitul consumului uman, fie pentru consum casnic, fie pentru industrie sau pentru agricultură. Sper că v-a plăcut și episodul de astăzi și până la următoarea întâlnire nu rămâne decât să vă spun: beți suficientă apă!